Domnul Porumboi, ultima mea întrebare. Cum vedeți lupta la titlu după aceste două meciuri? Faru, CFR Cluj 1-0, Rapid, FCSB 1-0. Părerea mea că după rezultatul, eu am spus, erau 4 echipe, au rămas 3. Au mai rămas 2 care... Deci a ieșit și FCSB-ul din luptă, da? După opinia mea, da. Restul sunt doar așa, iar cu... Să pupăm icoane, să nu știu ce, s-ar putea, dar nu. Sunt 5 puncte, totuși. Sunt 5 puncte, 5 meciuri. Da, și pentru CSR va fi greu, pentru că Faru joacă fotbal. Faru a zis plăcută, ochii lui și plăcută. Te uiți cu plăcere să vezi un meci al Faru. Și mie îmi plac stângaci, nu știu ce, de la mă duce pe Dacian la Vaslui. Au ceva în plus stângaci. Au pe Grameni, sau ce fotbaliste. Mazilu. Ia cu jucători de excepție, dar, mă rog, asta e părerea mea, s-ar putea vorba dumneavoastră. Cât mai sunt, dacă mai sunt 5 meci, eu sunt 15 puncte până la urmă. Meciul direct, da. Da, FCSB-ul are un lot de jucători foarte, foarte, foarte bun, mai puțin fundașe centrale. Acolo sunt, dar în rest, o echipă bună, combinativă, dar n-au trasee acum. Vorbim în cunoaște cauză, dacă nu sunt trasei la echipă, să vede până la urmă munca antrenorului. La Hagi să văd traseele, să văd pasele, să văd umbările, să văd circulația balonului. Mingea e numai la firul ierbii, nu sunt cu pase lungi, cu căi rupă. Adică fostul dumneavoastră elev, mă rog, angajat de la Vaslui, nu e un antrenor bun, vreți să ziceți, domnul Haralambos? Eu n-am.